Sunt bucuros să fiu invitat. Mulțumesc, Liviu, pentru invitația ta la această conferință a tineretului. Soția a zis că nu mai vine cu mine, că m-a auzit de atâtea ori că s-a plictisit să mă mai audă. Și apoi, în al doilea rând, știe că nu mai sunt prea tânăr. Eu sunt bucuros să fiu la o conferință a tineretului, pentru că de obicei sunt invitat acum la conferința fraților bătrâni din diferite biserici. Am ținut recent o conferință în Seattle, Washington, cu familiile pe care americanii le numesc empty nest, cuibul gol, când au plecat copiii de acasă și au rămas numai ei doi. Am început să mă obișnuiesc cu asemenea conferințe și dacă în seara asta o să iau razna, să știți că e din pricina faptului că sunt mai bătrân decât mai tânăr. Totul este să nu recunoașteți că îmbătrâniți. Asta e secretul numărul unu. Frații din biserica la care mă duc eu acum m-au pus evanghelist. Nu mai sunt păstor și dacă este un lucru pentru care mă bucur este că am renunțat la timp. Pentru că o serie de colegi de-ai mei de aceeași vârstă au ieșit nu prea frumos și eu mă bucur că am scăpat cu capul nespart, picioarele întregi și încă pot să mă deplasez la conferințe ca acestea. Mi s-a sugerat o temă, un subiect destul de ciudat mi s-a părut la început, dar gândindu-mă mai mult la el, mi-a dat seama că este extrem de necesar pentru zilele noastre. Titlul care mi s-a spus mie de la început era Într-o relație complicată cu biserica. Într-o relație complicată cu biserica. Într-un fel, relația tânărului cu biserica a fost întotdeauna complicată. Eu țin minte când m-am întors la Domnul, am fost binecuvântat să particip într-o biserică ce a avut mare simpatie pentru tineri. Și nu numai că au avut simpatie pentru noi, dar s-au ocupat de noi. Ne-au pus să predicăm, cu toate că nu ne prea pricepeam, dar au avut încredere în noi și ne-au sprijinit. Eu m-am întors la Domnul în 1969, în primul an de facultate, la Timișoara și m-am înscris într-o biserică pentecostală condusă de păstorul Leontiuc Constantin și acum este în viață, are 98 de ani. Zilele viitoare va împlini 99 și omul ăsta a avut o simpatie deosebită pentru tinerii studenți și am început să frecventăm și să participăm la studiile biblice ale bisericii, care de obicei se făceau în secret prin casele fraților. De-abia mai târziu, când am terminat facultate, m-am mutat la Oradea, m-am făcut orădean, în sensul că orice bărbat serios devine din satul lui nevastă sa. M-am făcut orădean prin soția mea și fiind acum ginerele împăratului, nu? Ginerele popii, a pastorului, mi-a fost mai ușor să începem niște activități care nu prea erau populare pe vremea aceea. Studiu biblic de marți seara a tineretului. Văd și acum sala asta care era arhiplină de tineri, nu încăpeau nici la balcon, veneau marți seara la studiu biblic. Pentru noi, seriile acelea de marți au fost revoluționare. Încă întâlnesc și astăzi tinerii de atunci, ne mai întâlnim prin Europa, prin America și îmi spun că își aduc aminte de seriile acelea de marți. Mă bucur că voi continuați o asemenea bună tradiție de a vă întâlni la biserică în contextul noii libertăți de care voi vă bucurați. Dar relația tânărului cu biserica a fost întotdeauna complicată pentru că nu întotdeauna biserica a înțeles nevoia noii generații. Pe măsură ce îmbătrânim, ne depărtăm de vârsta aceea a tinereții, nu mai înțelegem problematica acelei vârste și apoi, hai să fim serioși, am avut copii tineri, nu?
care ne-au făcut suficiente necazuri. Eu am avut 3 băieți și Domnul m-a ajutat că am găsit niște fete de treabă care m-au scăpat de ei. Cine știe ce păcate ori fi făcut și astea de la pedepsit Domnul în acest fel. Mă rog, fiind păstor și având și copii tineri în biserică, de foarte multe ori m-am trezit între cele două generații, între cei în vârstă care, hai să o spunem pe șleau, noi avem o problemă cu voi, tinerii. Ok? Avem o problemă foarte serioasă că sunteți tineri și mai trăiți mai mult decât noi. Și asta nu este deloc convenabil, nu? Eram întotdeauna ca fiul de, ca și tată de tineri, nu? Și păstorul bisericii, între frații ăștia care nu-i mai înghițeau pe ăștia tineri, la noi se adaugă o problemă și mai cumplită, că ăștia vorbesc și altă limbă decât noi. Și atunci, domnule, să fie și tineri și să vorbească o limbă pe care noi nu o înțelegem, e o problemă serioasă. Și atunci, ca și păstor, am fost întotdeauna între aceste două tabere care s-au ciocnit de cele mai multe ori pe nopțile mele nedormite. Dar am rămas cu inima și cu, să zic așa, cu simpatia, cu dragostea pentru cei tineri și am încercat să mă păstrez tânăr cât pot mai mult. Nu mă ajută ambalajul, dar pe dinăuntru vă asigur că sunt mai tânăr decât foarte mulți tineri de astăzi. Uneori mă sperii și eu cât de tânăr mai sunt pe dinăuntru, în ciuda faptului că de fiecare dată când mă uit în oglindă, mă cam îngrozesc că îl văd pe taică meu. În seara asta aș vrea să abordăm subiectul ăsta și probabil că vor fi multe lucruri incomode și pentru cei bătrâni și pentru cei tineri, dar aș vrea să vorbesc despre 3 lucruri mai importante. Dar, așa cum ne stă bine nouă pocăiților, nu? Să începem întotdeauna cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate că în seara asta n-am să vă promit să folosesc prea multe citate biblice. Poate că o să fie un subiect puțin mai laic, într-un fel, pentru mulți dintre dumneavoastră. Dar haideți să fim serioși că am și fost bombardați cu atâta religie de-a lungul vieții, că eu mă mir că încă o mai suportăm. Fugi de poftele tinereții, spune Apostolul Pavel, tânărului Timotei, și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Pavel spune, fugi de lucrurile astea rele, dar nu fugi așa iurea, nu? Fugi de ele, dar în același timp schimbă direcția, fugi după alte lucruri. Voi tineri încă mai puteți fugi, nu? Eu mă rog Domnului să nu dea un câine mare și rău peste mine, că nu mai pot să fug de el. Ei, voi încă puteți fugi și mai fugiți de poftele tinereții, dar întoarceți-vă direcția și fugiți după neprihănire, credință, dragoste și pace, împreună cu alți alergători în direcția aceasta. Pavel spunea lui Timotei, pe tineri, sfătuiește-i ca pe niște frați, vorbește cu ei ca și când ar fi frații tăi și când ar fi egalii tăi. Problema cea mai gravă care o văd eu în biserică este că nu reușim noi ăștia mai de demult, să nu zicem bătrâni, să-i tratăm pe ceilalți ca și egalii noștri de astăzi, ca și frații noștri de astăzi. Aud chiar în predici și sunt foarte supărat pe predicatorii ăștia care spun, voi tinerii sunteți biserica de mâine. Tași din gură, nu e adevărat. Ei sunt biserica de astăzi, ei sunt frații noștri de astăzi, nu? Dacă tu le spui tot timpul că mâine o să fie ei biserica, mâine o să aibă un viitor glorios, nu?
S-ar putea ca tinerii ăștia să plece în altă parte, unde sunt tratați ca și frați, direct, ca și egali, ca și contemporani cu biserica, ca și membri activi ai bisericii de astăzi. Haideți să vedem, să punem o întrebare care e foarte deranjantă. De ce pierde biserica tinerii? De ce pleacă tinerii din biserica de astăzi? Eu nu știu statistici, nu cunosc prea bine România, deși dragostea noastră este aici tot timpul, suntem cu toate antenele sus, auzim ce se mai întâmplă în țara asta, dar știu exact ce se întâmplă în America. Dacă este o tragedie a creștinismului american, este că el pierde tineretul și îl pierde masiv, masiv. Tinerii abandonează biserica. Haideți să vedem de ce pleacă tinerii ăștia din biserică. Încă o dată, îmi place să cred că de aici nu pleacă nimeni. Din bisericile românești nu pleacă nimeni. Domnul să ne ajute să fie adevărat, nu? Dar haideți să luăm câteva motive pentru care tinerii de astăzi părăsesc biserica, părăsesc creștinismul, să vedem care sunt motivele reale. Se pare că unul dintre motivele majore pentru care tinerii pleacă din biserică este că se trezesc într-o biserică fără viziune. Nu are o viziune de viitor. Frații de la cult, la conferința păstorilor de la Sovata, m-au rugat să țin o conferință despre viziune, viziunea unei biserici. Cum de-a lungul timpului mi-am dat seama că noțiunea asta despre viziune este extrem de confuză pentru cei mai mulți păstori. Mă refer încă o dată la păstorii din America pe care îi cunosc eu. Recent am auzit viziunea unui păstor care era mai degrabă vizuină decât viziune. N-ați auzit pe frații ăia care spun vulpile au viziuni, nu? Și frații au vizuini. Mi-am dat seama de-a lungul anilor că e o problemă foarte serioasă viziunea asta unei biserici. Nu ne punem întrebări banale într-un fel. Dom'le, de ce suntem noi biserică și de ce suntem aici? De ce ne-a lăsat Dumnezeu să fim exact în cartierul ăsta? De ce ne-a lăsat să fim o biserică românească? De ce? Care este rolul nostru în această comunitate? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Eu cred că un lider religios serios meditează profund la contextul social, cultural, economic, politic, cum vreți, demografic, unde se găsește el și biserica lui, să înțeleagă ce scop are Dumnezeu cu biserica în acel loc. Păstorii care au în serios un asemenea lucru se întâlnesc cu oameni competenți din biserică, uneori cheamă oameni din afară care uneori văd mai bine situația din afară decât dinăuntru și răspund la aceste întrebări ca să creeze o viziune de viitor a bisericii. O să le luăm pe rând, aici am multe de zis, să mă scuzați. Viziunea unei biserici este un enunț clar, scurt, probabil până la 100 de cuvinte maximum posibil, inspirator, care descrie scopul pe termen lung și aspirațiile acestei comunități. Viziunea este destinația încotro ne ducem, unde vrem să fim peste 5, 10, 20 de ani cu biserica asta. Viziunea trebuie să ne spună despre activitățile și investițiile umane și spirituale și chiar financiare ale bisericii pentru ca această direcție să fie păstrată și atins scopul. O biserică fără viziune, știți cum e? Dacă te duci la un aeroport și vezi un gate, o poartă din aia care scrie destinație necunoscută, nu? Ați urcat într-un avion din ăsta. Uneori mi-e frică și când are o destinație cunoscută să mai urc în el, nu?
Dar de cele mai multe ori biserica așa arată. O poartă din aia care se deschide spre un avion care te duce spre o destinație necunoscută. Decolează la ora 9, face niște ture, așa, la ora 12 aterizează, fără să fi fost nicăieri. Acesta este sentimentul pe care îl ai în foarte multe biserici. Și atunci, într-o zi, ca și tânăr care ești dornic de aventură, să vezi alte locuri, alte situații, nu? Te-ai plictisit de această rutină duminicală, nu? Un motiv pentru care socul meu, păstorul bisericii, eu eram singurul care aveam socru ștrengar, toți socrii aveau gineri ștrengari, dar meu era socru ștrengar și îl chema. Se supăra foarte tare pe mine că eu îi spuneam, domnule, iar ai pornit mașina asta de făcut zgomot. Pentru că scopul lui numărul unu era, domnule, să vină la biserică să pornească programul. Dacă era programul pornit, nu mai avea treabă, puteai să stai și la birou, nu? Mi-am amintit cu Liviu că fratele Chiș Mihai, care locuia peste drum de biserică, responsabilul bisericii, la ora 7 se uita la ceas și pleca. Cu Nelu Marinău, un prieten foarte bun, l-am urmărit într-o duminică seară, am plecat acasă la el, am intrat pe ușă, fratele Chiș asculta Europa Liberă, actualitatea românească. Probabil s-a plictisit de avionul ăsta care mergea, de mașina asta de făcut zgomă de la biserică și asculta actualitatea românească, domnule, astea spuneau știri nemaipomenite, nu? Și era și ilegal să asculți Europa Liberă în timpul acela. Am bătut cu bocancul în ușă, am strigat, securitatea deschide! Bietul, frate, Chiș era să moară de inimă. Ei, problema care este... Senzația asta că vii la biserică și nu se întâmplă nimica. Nu știm încotro se duce avionul ăsta. Foarte mulți lideri creștini sunt așa cum spunea cineva și mi-a plăcut expresia foarte mult, zicea un lider fără viziune este ca o caracatiță cu patine. Merge, dar merge în toate direcțiile. Nu? Un lider fără viziune, deci nu, dacă avionul ăsta nu știm încotro se duce, nu? Important e să pornească. Nu contează unde merge, nu? Și atunci, un tânăr care vrea să facă ceva cu viața lui, care vrea să aibă un scop, o finalitate, să vadă că se întâmplă ceva, nu? Nu prea stă într-o asemenea biserică. Vreau să vă spun că o parte esențială a vieții mele am trăit-o obsedat de chestiunea asta de viziunea bisericii. Cu 10-20 de ani în urmă, nu mai știu exact când, un păstor american de la o biserică foarte mare, Rick Warren, de la o biserică din California, a tipărit o carte, cred că este și în limba română, Biserica condusă de scopuri. E bine, noi atât de mult am aplicat ideile acestea încât am devenit de-a lungul anilor biserică condusă de scopuri. Și am fixat în viziunea noastră scopuri extrem de clare. De exemplu, ne-am fixat să câștigăm cel puțin 50 de noi membri în fiecare an. Și atunci întreaga biserică știa că noi existăm să aducem oameni la Hristos, să aducem oameni la biserică. Când faci o asemenea viziune, să o înțeleagă toată lumea din biserică, viziunea noastră era o strofă, o poezie pe care o știa pe de rost toată lumea din biserică și toate surorile și alea bătrâne. Știau că noi avem scopul ăsta să aducem pe oameni la Hristos, să-i facem ucenici în familia Domnului și apoi să-i ajutăm să câștige suflete pentru împărăția Domnului. Când ai o asemenea viziune, biserica se angrenează într-o asemenea direcție
Și imediat tânărul din biserică știe că are un scop. Să aducem oameni la Hristos, să avem planul ăsta făcut la sfârșitul anului. Ne-am bucurat să vedem că de-a lungul anilor am trecut de la 50 la 100. Și am câștigat mai mult de 100 de suflete în fiecare an pentru Domnul. Era extraordinar să vedem cum se botează oameni care nu l-au cunoscut pe Domnul, uneori chiar de alte naționalități. La un Paști, tinerii noștri au făcut o dramă a crucificării, dar așa, real, cu costume, cu tot ce trebuie, lumini și așa mai departe. Dar nici un băiat din biserică n-a vrut să-l joace pe Iuda. Păi cum să-l joci tu pe Iuda? Nici vorba. Au găsit un mexican. Mexicanul a acceptat, era oricum în engleză. Cine credeți la terminarea serviciului, cine se predă Domnului? Iuda. Așa că l-am botezat pe Iuda și a devenit membru în biserica noastră. L-am adăugat la numărul acela și pe un mexican care se întorsese la Domnul. Un alt scop al bisericii a fost să dăm în fiecare an peste 100 de mii de dolari pentru misionarii români care se duc să predice Evanghelia în alte contexte culturale. Era un obiectiv tangibil, o viziune măsurabilă. Am ajuns la 80 de mii, n-am atins cifra asta, dar eram în continuu progres. Deci, cred că ați înțeles puțin despre ce este vorba. Trebuie să avem o viziune clară, măsurabilă, în care să ne angrenăm. Și tinerilor le plac lucrurile astea care sunt măsurabile. O să vedem că există și alte lucruri, probabil la lecțiile de mâine, pentru că și implicarea în comunitatea din jur face parte din această viziune. Tinerii noștri făceau curățenie în tot cartierul unde era biserica. Fiecare sâmbătă se înarmau cu saci de plastic, cu tot ce trebuie și se duceau și făceau curățenie. Donau toate hârtiile și mizerile din tot cartierul. Când oamenii au văzut că vine cineva să facă curățenie în locul lor, au început să facă ei. N-am mai avut de lucru după aia, dar pe urmă ne-am dus și am bătut la ușa fiecăruia și am întrebat și le-am spus, noi suntem tinerii de la Biserica Elim, vă putem ajuta cu ceva? Vă putem tăia iarba? Vă putem vopsi fațada de la casă, dacă vreți? Cu ce vă putem ajuta? Au venit un grup de tineri la mine, plângeau, zice, frate, am găsit pe cineva ce care atunci când le-am spus cine suntem și ce vrem să facem, zice, a plâns și ne-a mărturisit că voia să se sinucidă. Că pe el nu-l caută nimeni niciodată. Nu bate nimeni la ușa lui niciodată. Și este singur pe lume, i-a murit soția și are nevoie și el de cineva. Bineînțeles că după aia a venit la biserică și a devenit unul dintre membrii bisericii. Deci sunt zeci, sute de lucruri care pot să facă parte din această viziune a bisericii de a penetra comunitatea și a da sens vieții. Un tânăr vrea să fie util, vrea să fie implicat. Și el pleacă dintr-o biserică unde nu există nicio viziune și niciun loc pentru el. Un al doilea motiv este că tânărul pleacă din lipsa unei organizații sănătoase a tineretului din biserica respectivă. Cele mai multe biserici pe care eu le-am întâlnit și vorbesc acum de, încă o dată, bisericele românești din America nu au pastor a tineretului, pentru că pastorul la bătrân nu consideră că ăștia sunt biserica de astăzi și au nevoie de pastor. Dar el ce e acolo, domnule, nu? El este pastorul tuturora. Și groaza să delegheze, să renunțe la autoritate, să implice și pe alții, nu au organizația tineretului. Ce organizația tineretului? Noi suntem aici biserica să fie frații noștri, dar frații noștri de mâine, nu de astăzi. Eu am fost foarte revoluționar la viața mea, în sensul că am încercat de toate. Uneori
un asemenea păsor este, bagă groaza în tine, că ăsta face schimbări tot timpul, nu? Și ți-e frică de un om din ăsta care nu este stabil, nu? Noi vrem așa ca linia ferată, știm încotro se duce, nu? Ei, am angajat un păstor de tineret american. Am fost prima biserică ce am angajat un american, biserică de români care am angajat un american. Pentru că mi-am dat seama, copiii noștri vorbeau limba engleză, erau americani, venisem în America să ne facem americani, nu? Foarte mulți dintre noi am descoperit că suntem români în America. Și atunci am vrut să rămânem români. Eu le spun la ăștia, măi, dacă vreți să rămâneți români, mutați-vă repede în România. Lăsați-o în baltă. Unii vor să-i facă și pe americani români. Nu. Singura limbă sfântă din lume e limba română, nu? Ce engleză? Asta e limba americanilor. E bine, l-am angajat pe Sean O'Neill. Sean O'Neill acum este un ovăsir al lui Church of God, un om foarte important din această organizație. Sean O'Neill a făcut o treabă extraordinară. Timp de 3 ani, cât a funcționat ca și păstor a tineretului, a contribuit la o trezire extraordinară a tinerilor din biserica noastră. O organizație serioasă și sănătoasă a tineretului nu înseamnă numai conducere, dar înseamnă și activități adecvate celor tineri. Înseamnă și o continuă educație a tineretului în biserica respectivă. Și dacă este un păstor a tineretului care are viziune, acela contribuie pe direcțiile acestea. Eu predic în fiecare joi seară la Biserica Elim, unde sunt acum. Aici vă fac o scurtă mărturisire. Vă mărturisesc că unul dintre cele mai grele lucruri care eu le-am făcut în viața mea a fost să mă întorc la o biserică de la care am plecat cu 10 ani în urmă. Am plecat, că m-am supărat tare rău pe ei. Am plecat, am deschis o altă biserică și după ce m-am pensionat, m-am întors la biserica asta de la care am plecat. A fost extrem de greu pentru noi, dar în ultimă instanță și eu și soția mea avem nevoie să iertăm pe mulți și aveam nevoie să ne ierte și ei pe noi. Asta e un lucru extrem de greu să-l facă un român. Noi suntem gata să iertăm pe aia la alți, eventual, nu? Dar să mergem să ne cerem noi iertare, să ne ierte ei pe noi, nu, asta este prea de tot. Dar am făcut lucrul ăsta care a fost extrem de greu și ne bucurăm din toată inima că l-am făcut. Predic în fiecare joi seara și tinerile din biserica noastră, care, bineînțeles, n-are păstor de tineret, bineînțeles, păstorul principal a hotărât că mai important decât studiile biblice este ca tinerii să facă cor de fete. Și fetele fac cor, repetiție, cor de fete. Și corul tineretului se adună să facă repetiție în timpul studiului biblic de joi seara. Pentru că e mai important, frate dragă, mașina asta de făcut zgomot, nu? Duminică. Cine o să cânte, Domnule? Cine o să producă programul ăsta, show-ul de duminică. Pentru că toată religia noastră, în cele mai multe biserici, se reduce la show-ul de duminică. Nu? Cine cântă? Frații vor să-și vadă fetele puse acolo așa, în expoziție, cum să le mărite altfel, nu? Dacă nu stau așa, să le vadă toată lumea, nu? Ce frumoase sunt, nu? Băieții la fel, nu? Să-i vadă frații, nu? Cineva mi-a spus într-o zi că am schimbat, eu cu schimbările mele, aveam 4 formații, 4. Toate deodată voiau să cânte. Fanfară, orchestră, corul bisericii și cor de fete. Okay? Toate formațiile. Când credeți că veneau ăștia la biserică? Duminică seara. Nu? Că duminică dimineața e greu să te scoli, să vii la biserică, nu? Mai ales că sâmbătă ai stat la niște filme, ai fost cine știe pe unde, la ceva, pe petreceri cu tinerii
Și atunci era goală biserica duminică dimineața. Seara erau toți. Și atunci, frate, dar noi am repetat, trebuie să ne pui cel puțin două cântări. Păi două de fanfară, două de cor, două... Era mai mult de o oră. Cântau, lălăiau ăștia, nu? Ce predică? Nu mai puteai să predici de atâtea formații, nu? Să nu mai spun că deveniseră formații de luptă. Nu? Luptau pentru scaune, pentru cine mai în față. Cine... I-am repartizat o formație joi seara, o formație, două formații duminică dimineața, două după masă, nu o să vezi o revoluție. Cineva a venit la mine, o soră foarte revoltată, zice, frate, dar crezi că eu dau bani așa aiurea pentru rochile lui fiică mea? Și nu înțelegeam ce are rochia lui fiică sa cu programarea mea, nu? Avea, domnule, că frații nu vedeau rochia. Nu vedeau pe fata ei pusă în vitrina de măritat fete a bisericii noastre. Ei, când începi să faci minime schimbări, ai dureri de cap mari de tot. Numărul 3, și vreau să trec scurt pentru că am zis despre asta, tinerii sunt tratați ca biserica de mâine, nu cea de azi. Nu îi implicăm în serviciile bisericii de azi. Acum noi suntem într-un fel favorizați pentru că tânăra generație vorbește engleza mult mai bine decât noi ăștia. Eu vorbesc engleza din Bihor și am probleme că îi supără la ureche pe tinerii din biserica noastră. Le explic că, domnule, noi toți ne-am născut în Bihor cu un anumit accent, nu? A limbii engleze. Și atunci îi punem pe tineri să predice în limba engleză, că numai ăștia știu limba engleză. Și în felul ăsta suntem forțați, într-un fel, să implicăm tânăra generație mai des în serviciile bisericii noastre. Avem un tânăr care predică și dimineața, un tânăr după masa, o scurtă predică în limba engleză. În timp în care ne enervează pe toți noi românii, pe urmă, când predicăm noi în românește, îi enervăm pe toți ăștia care vorbesc limba engleză. Asta este dinamica unei biserici bilingve. Nu? Nu ne înțelegem deloc, eu le spun că viziunea ar trebui să fie foarte diferită, să ne lase pe noi românii să venim singuri dimineața, să lăsăm pe ăștia seara, că și așa seara le place să meargă, că după aia pleacă la restaurante, după biserică, nu? După ce s-au hrănit duhovnicește, mai dau de mâncare și la firea pământească, ca lucrurile să stea bine, să meargă bine în continuare. Eu cred că ar fi o soluție mult mai bună decât să ne chinuim reciproc și dimineața și seara să auzim limba aia care nu ne place. Nu? Dar e un drum lung până la o asemenea schimbare. Ar trebui să înțelegem însă că tinerii sunt biserica de astăzi, nu cea de mâine. Numărul 4, tinerii pleacă din biserici unde lipsesc mesajele relevante pentru viața modernă de astăzi, pentru viața cu problemele, problematica vieții moderne a tânărului de astăzi. La noi, în bisericile noastre, pe lângă faptul că, mă rog, avem diferențe de vârstă, nu, între noi și tânăra generație, avem niște diferențe culturale masive. Nu înțelegem ce se întâmplă cu ăștia. Sunt copiii noștri, pleacă la școală, ei se duc dimineața, trec granița într-o altă lume în care n-am fost și nu știm ce se întâmplă acolo. De fapt, asta se petrece și cu voi. Nu? Plecați de acasă într-o lume în care părinții voștri n-au fost niciodată, n-au fost expuși la ideologia la care voi sunteți expuși, nu? La lumea școlii de astăzi, începând de la liceu, facultăți și așa mai departe, este o lume foarte diferită de ceea ce știau părinții și știu părinții voștri. În vremea mea lucrurile erau foarte simple. Eu am fost întotdeauna prin școli, nu?
Mi-am făcut toate școlile aici, o parte din ele aici în România, și știam exact cu ce se confruntă copiii mei în școală, pentru că învățământul era extrem de stabil. E aceeași direcție stabilită de tovară și de sus, și știam exact la ce sunt expuși copiii, pentru că eu însumi am fost pe acolo. Ori astăzi lucrurile s-au schimbat așa de dramatic, părinții voștri nici nu bănuiesc ceea ce se predă în școlile de astăzi și ce ideologie există în școala de astăzi. Și atunci, dacă tu vii la biserică și mesajele care le auzi nu sunt relevante pentru problematica ta, pentru atacurile la care tu ești supus, nu? Tu cauți mesaje și practici care să-ți ofere sens în viața ta cotidiană, nu? În problematica zilei tale. Biserica nu abordează însă subiectele astea contemporane, pentru că ea însuși începe să fie tot mai departe de această lume în care tânărul de astăzi se mișcă. Și atunci nu o să discute ce e asta, anxietate, stres, relații, nu? Întrebări despre identitate, sens, despre transgenders. Frații, când aude asta, cred mai degrabă că vorbești despre ceva persoane din alte spații, de alte planete, nu? Apropo de asta, cineva a întrebat, era o modă imediat după Revoluție, să puneau nume la biserici cuvinte grecești, nu? Cineva a mers cu microfonul, zice, ați auzit de Biserica Metanoia? Zice, nu. Și ce credeți? Zice, cred că e ceva cu gaz metan. Nu. Asta este problematica. Biserica de astăzi se depărtează de, eu știu, cultura în care crește propria ei generație și lipsesc din bisericile noastre mesaje care să dea răspuns problematicii tânărului. Și te trezești dintr-o dată că el pleacă de la biserica asta, se duce la alta, care probabil înțelege și vorbește pe limba lui, vorbește după nevoile sale. Tânărul pleacă dintr-o biserică ce are tradiții foarte rigide. Tradiții foarte rigide. Țin minte că am întâlnit odată pe cineva și i-am spus, bă, ce fel de pocăit ești tu? Bă, zice, pocăit noi fi eu, dar baptist sunt. Nu? Pocăit noi fi eu, dar penticostal sunt. Nu? Tradițiile noastre religioase uneori sunt extrem de rigide și nu cedăm nimic. Bă, așa ne-au învățat părinții, așa mergem, asta e direcția, taci din gură. Vii sau pleci. Tânărul vrea să trăiască într-o lume mai înțelegătoare, nu? El pleacă de acasă, dacă are un tată care zice, bă, eu te-am făcut, eu te omor. Nu? Cu ăsta, el pleacă dintr-o asemenea familie. Noi am cunoscut de-a lungul anilor familii extrem de rigide cu copiii și au pierdut aproape pe toți. Și biserica rigidă în tradițiile ei își pierde noua generație. Bisericele care pun prea mare accent pe reguli, pe ritualuri, să știți că înaintea generației mele a fost o generație pe care Biserica Pentecostală a pierdut-o. În mare parte. Generația părinților mei. Pentru că n-au avut voie să vină la biserică dacă aveau freză. Trebuia să fie tunși zero. Toți sfinții au fost tunși zero, domnule, nu? Cum îndrăznește nemernic cu asta să vină cu comă? Ca și calul. Nu, comă. Ca așa se spunea la cine are freză. Nu? Ceas, domnule. Extraordinar. Unde ați mai auzit voi de așa ceva? Apostole aveau ceas? Nu aveau. Umblau după soare, așa. Ce să vă mai spun? Perioada baticurilor, care a golit bisericile noastre pentecostale.
A venit odată și stătea pe rândul aici, cred că al treilea rând, o femeie din oraș, o doamnă elegantă, îmbrăcată, a venit la biserică. Avea probleme sufletești, probabil. Și stând acolo la cor, m-am uitat la ea cum reacționează la ce se întâmplă în biserică. Și dintr-o dată am văzut-o că izbucnește în plâns, s-a ridicat și a fugit pe ușa afară. M-am ridicat și am fugit după ea. Am oprit-o în stradă și am spus, Doamne, ce s-a întâmplat? De ce plângeți? Vă pot ajuta cu ceva? Știți ce mi-a spus? Zice, domnule, eu pentru prima dată am venit la biserica asta, dar este aici un bărbat care tot timpul se spune că eu nu-s normală. Se uite la mine și zice, tu. Era un frate care voia să spună că n-are batic. Okay? Dar beata femeie care de unde să știe ea sfânta tradiție pentecostală, nu? Ea a tradus în limba ei că lipsește ceva la etajul de sus. Necazul este că omul ăsta care a făcut treaba asta, așa, lui lipsea ceva de la etaj, așa de mult îi lipsea că l-am prins furând bani de la colectă, ok? Foarte abil. Numai sutele de lei le scăpa din mână și le băga cu piciorul sub covor în biroul bisericii. Frate l-a observat, a venit după noi, ne-am dus și l-am prins cu mâța în sac. Okay. Ei, când avem tradiții de genul ăsta, așa, noi gonim oameni din biserică. Și tinerii fug din biserici rigide în acest sens. Ei vor să fie autentici și vor să fie între oameni normali, nu? Și fanatismul gonește întotdeauna oamenii din biserică. Numărul 6, cred că o să ne oprim aici, să-mi spuneți când plecați acasă, ca să ne oprim la timp. Nu mi-a spus când, cum sunt cu ceasul, cine conduce. Puteți să-mi spuneți când se... Până la laudă avem și întrebări, nu? Ia. Tinerii pleacă din biserică din plicea lipsei sentimentului de comunitate, de apartenență. Sentimentul ăsta de aparține unei comunități vine din implicarea ta în comunitatea, din recunoașterea ta, din faptul că ești recunoscut ca membru în biserica asta, că folosești la ceva. Mi-a plăcut foarte mult în seara asta când am venit, am fost o grupă de tineri și de fete care au dat mâna și ne-au salutat. Să știți că eu am folosit foarte mult fetele la colecte în biserică. Să știți că toți băieții dădeau bani la biserică când veneau fetele. Domnule, ce băiat ăla care nu are bani, domnule, nu dă bani la biserică, nu, fugi de asta, nu? Dădeau băieții bani la biserică de numă. Te simți util când biserica te implică, nu? Este o biserică în Moldova, Republica Moldova, la Chișinău, păstorită de Doru Cârdei, care face un lucru absolut ieșit din comun. Nu numai că în holul mare a bisericii au un fel de, eu știu, așa rotund, ca un, o masă rotundă unde stau niște femei îmbrăcate și fete îmbrăcate în costume naționale românești, înțelegi? Așa, care dau cadouri la toți cei care vin la biserică. Ok? Ca să atragă oameni la biserică, în fața bisericii, unde este și o mare stație de autobuse, au pus mese și tarabe în care dau cafea, ceai, ce prăjituri la trecători. Oamenii care coboară din autobuz sunt invitați să bea o cafea de la biserică. Și niște băieți, tineri, tinere, îmbrăcați frumos, îi servesc pe oamenii aceștia și le spun, uite, noi suntem de la biserică, dacă vreți, aveți tip, haide să auzi. Știți că biserica aceea crește extraordinar de puternic? Pentru că tânărul de acolo se simte parte dintr-o comunitate vibrantă care face ceva, nu?
când lipsesc liderii inspiraționali, care nu predică o evanghelie să te inspire la acțiune, la devotament, la sacrificiu. Tinerii pleacă din biserici care nu au activități interesante. Ești așa plictisit în viața asta, mai vii să te mai plictisească și frații, și ascultați-mă, dacă este vreun păcat în lumea asta, este să te plictisească cineva cu Biblia. Ok. Te plictisește cineva cu Biblia, asta e un păcat de moarte. Să vii să te plictisească cineva, nu? Păi nu ești tu destul de plictisit. De ce credeți că multe dintre bisericile astea istorice, nu, așa, sunt goale? Pentru că dacă te uiți la sfinții de pe pereți, sunt niște oameni plictisiți, betegi, galbeni, parcă au mâncat numai castraveți murați toată viața, nu? Păi, dar asta trebuie ție, nu? Să devii și tu unul din ăsta, o mumie din ăsta vie. Activități neinteresante. Tinerii pleacă dintr-o biserică care ignoră tehnologia și comunicarea modernă de astăzi. Ascultați-mă. Mă bucur foarte mult ce am văzut la voi. Super montajul ăsta aici. Văd că aveți ecrane și folosesc tehnologia. Aud, văd ce se întâmplă. Este un lucru extraordinar. Voi și așa aveți cel mai rapid internet din lume, nu? Biserica ce refuză tehnologia este o biserică din care tinerii pleacă. Am fost într-o biserică undeva în America, nu spun orașul, că am destui dușmani, mai vreau să mă aș pe acolo, dar am fost cazat la tatăl păstorului acasă. Și am coborât de la etaj unde dormeam dimineața să bem o cafea și tatăl păstorului, care avea vreo 80 și ceva de ani, avea un iPad, domnule, și dădea, pișca lucrurile pe iPad, se uita la diferite biserici, nu? Vedea știri, era foarte la curent ce se întâmplă în lume. Și stând la cafea cu el, îi spun, frate, ce vremuri extraordinare trăim, mă uit la dumneavoastră, ce expert sunteți la iPad, zic, știți că iPad-ul ăsta are cam de 100 de ori mai multă electronică și inteligență decât computerele cu care americanii au trimis primii oameni pe lună. Și atunci a urmat surpriza vieții mele. Ce frate, cum crezi o prostie de genul ăsta? Zice, dumneavoastră, crezi o asemenea tâmpenie? M-am pocăit imediat și am schimbat subiectul, când mi-am dat seama că era cineva care iubea numai un fel de tehnologie, dar nu recunoștea pe alalți cu tehnologia. Unul dintre băieții mei a lucrat câțiva ani de zile la o biserică americană, la sistemul lor de video, de acolo, de camere. Și m-am întâlnit cu păstorul bisericii respective, care mi-a spus câte ceva despre biserica lor. Avea vreo 25.000 de membri. Era cât o universitate, tot ce vrei. Și mi-a spus, domnule, zice, biserica asta are ca țintă să întoarcă la Dumnezeu bărbații albi între 18 și 48 de ani. M-a blocat. Da, zic, de ce? Păi zice, dacă se întoarce la Dumnezeu o femeie, doar 17% din familiile alea se întorc la Dumnezeu. Și dacă se întoarce un bărbat la Dumnezeu, zice, procentul este celălalt. 83% se întorc la Dumnezeu toată familia. Zice, noi am făcut o biserică pentru bărbați. Asta este o biserică pentru bărbați, mi-a zis el. Și să vezi, zice, bărbații, în primul rând, iubesc tehnologia. Și o să vezi în biserica noastră un ecran de 100 de metri uriaș pe toți pereții. Zice, bărbații iubesc lucrurile simple.
De ce? De aceea noi avem beton sclivisit pe jos, peste tot. Nu. Ce bisericile de astăzi sunt făcute pentru femei, zicea tipul ăsta. Covor frumos, flori, vitralii, nu? 80% din toată muzica bisericească este pentru femei. Teologia de astăzi, Iisus te iubește, vrea să aibă o relație personală cu tine. Și avea dreptate, domnule, avea dreptate. Nu m-am mirat că ăștia aveau 25.000 de membri. Okay? E bine, nu putem ignora tehnologia și mediile de informare. Dacă te duceai la biserica asta, scoteai telefonul, într-o clipă aveai schița pastorului a predicii pe telefon și te ajuta să scrii tu cuvântul la cheie ca să te faci, ca să participi la predică, să înțelegi exact predica, îți completai schița ascultându-l pe pastor. O biserică ce vrea să adune tineri investește în tehnologie, încurajează comunicarea, nu? Tinerii fug din bisericile acelea care sunt reticente de la așa ceva. Bineînțeles, trebuie să vorbim și despre conflictul între generații, pentru că de cele mai multe ori diferențele nu sunt de vârstă, ci de viziune, nu? Ele pot crea tensiuni în biserică, tinerii simt că vocea lor nu este ascultată niciodată și practicile pentru a implica tinerii lipsesc. Și atunci el nu se simte parte din biserica respectivă și intrăm în conflictul între generații. Unul dintre motivele pentru care noi am decis să plecăm în America a fost exact ăsta. Pentru mine, conflict între generații însemna conflict cu propria mea familie, cu socrul meu. Și atunci mai bine să avem un ocean între noi ca să ne înțelegem bine în continuare. Okay? De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe socrul său și se va muta într-un alt continent. Cam asta am vrut eu să spun despre o biserică ce pierde tineri. E adevărat că am putea să continuăm și să discutăm despre distanțarea tânărului de biserica de astăzi, de biserica instituționalizată. Asta este un alt subiect. Și să vedem, de fapt, care sunt consecințele unei asemenea abandon. Să știți că tinerii, în general, nu resping spiritualitatea, ci forma ei de manifestare. Din păcate, foarte mulți tineri care abandonează bisericile de astăzi se refugiază în alt fel de spiritualitate. Îl caută pe Dumnezeu în alt fel decât nu l-au găsit alături de părinților în biserica în care ei au fost. Dacă ar trebui să punem întrebarea, mă rog, cine e de vină? Putem da vina pe societatea în care trăim. Putem da vina pe mediile sociale de astăzi. Ne-a fermecat Facebook-ul, nu? Ne-am Facebook-umat și nu mai mergem la biserică. Nu? Putem da vina pe educație, pe școală, pe degradarea societății în care noi trăim. Putem să dăm vina pe liberalismul european, american și așa mai departe. Putem da vina pe foarte multe lucruri. Și există parte de vină care trebuie dată vinovatului. Dar în același timp, o parte din vină o avem noi. Noi, biserica, părinții, care nu înțelegem lucrurile corect și nu vrem să acceptăm că singura modalitate de a-i câștiga pe cei tineri este să se iubim așa cum sunt. Unul dintre băieții mei, care este păstor într-o biserică americană, a trecut în adolescență printr-o perioadă foarte grea.
Bineînțeles că eram necăjit și eu și soția și am plâns și ne-am rugat și am postit și am făcut tot ce am știut noi pentru recuperarea lui. Dar țin minte o discuție care am avut odată cu el. L-am luat în mașină să plecăm la pescuit. Și când aveam așa peste 100 la oră, că știam că nu mai sare din mașină la viteza aia, i-am spus, mă băiete, ceea ce faci tu acum, au mai făcut unul în Biblie. L-a chemat fiul risipitor. Nu vreau să țin predici că ai făcut o școală teologică. Ăsta a făcut o școală teologică și era revoltat împotriva religiei pe care o studiase. Nu vreau să țin predici absolut deloc, dar vreau să spun ceva. Dacă o să ajung la pușcărie, am să vin să te vizitez. Dacă o să ai nevoie de un rinic, am să vin să ți-l dau. Și vreau să spun că la adresa asta, locuiam pe o stradă Melinda, la Melinda Lane, i-am spus, ușa va fi deschisă întotdeauna și becul aprins. La orice oră o să vii. O să te așteptăm. Pentru că am abordat cu dragoste, pentru că l-am asigurat de dragostea noastră, indiferent unde va ajunge. S-a întors la Domnul și a devenit păstorul unei biserici americane foarte mari. Suntem bucuroși de asta. Să știți că dacă nu procedezi cu dragoste, îi pierzi pe cei tineri. Și ca părinte, dar și ca biserică. Și mă rog lui Dumnezeu să rămâneți o biserică în continuare iubitoare de tineri. Și încă o dată, ei nu sunt membrii de mâine, sunt de astăzi, sunt frații noștri mai mici de astăzi, de care avem nevoie și fără de care nu existăm ca biserică. Familia ta este formată din tine și copiii tăi. Indiferent ce vârstă au, ei sunt parte din familia ta. Nu lua decizii fără ei. Una dintre greșelile vieții mele este că m-am mutat din oraș fără aprobarea lor. Nu? Românul știe ce, pruncii nu știu nimic. Nu? Habar n-au. Trebuie să asculte de tata și mama. Trebuie să vină după noi. Nu luați decizii când nu v-ați consultat cu ei, nu luați decizii când nu sunt acasă, nu luați decizii fără să considerați parte din familia voastră. Nu luați decizii fără să considerați parte din biserica voastră. Okay? Ei sunt biserica de azi. E adevărat, frații mai tineri, dar sunt biserica de azi, nu de mâine. Un al doilea băiat al meu era îndrăgostit pentru prima dată. Era clasa 11-a și nu am știut, nu? L-am despărțit de prima lui dragoste. Așa de tare s-a supărat pe noi, ăsta nu vorbea, nu ne-a jignit absolut niciodată, dar s-a dus la școală și nu mai făcea nimic, stătea cu mâinile așa, s-a uitat la profesori. L-au trecut, cred, liceul de mila mea, nu pentru el. L-am ajutat prima an să meargă la colegiu, la facultate. I dropped that class, deci m-am lăsat de clasa aceea, de clasa aia altă. Nu voia să facă nici la colegiu nimic. Atunci m-am supărat și am zis, știi ceva, băiete, tu să studiezi pe banii tăi, că văd că pe banii mei nu vrei să studiezi, nu, treaba ta. S-a căsătorit, a devenit băiat foarte serios și a luat familia în serios. S-a întors la Domnul, a devenit un inginer în structuri și acum aș termină un master în arhitectură. Și mă bucur că le-a făcut pe banii lui, nu pe a mei. No. Dar l-am împins la un moment dat într-o situație care a fost extrem de delicată. Hai să zicem amin aici și dacă aveți întrebări, sunt gata să răspund cu o singură înțelegere. Okay? Dumneavoastră întrebați ce vreți și eu răspund ce vreau.